sărut mâna și bine ai venit. Te pup, Cătălin. Fac să bine, sunt puțin drăgușită, exact ca și invitata de dinainte, zic, aoleu, mi-a luat... Toată lumea în perioada asta e răgușită, Să luăm un loc aici, mergem. Ce faci? Cum ești? Locul ăsta mi-aduce aminte de sosurile picante. Mi-aduce aminte că ai fost o tipă foarte deschisă și foarte directă. Și mi-a plăcut foarte, și mie, așa este. Și ai spus foarte multe. Ce faci? Așa este. Păi uite, am venit, de ce sunt răgușită? Pentru că am forțat puțin vocea. Am fost într-un turneu în Franța și Italia. O gașcă. Da, cu o gașcă foarte frumoasă. Asta e că ai fost și cu Alin Oprea? Și cu Alin Oprea, ne-a povestit ieri când a cerut-o de... Că a cerut-o și de soție. Da, chiar a fost un moment special. Și acum o să am un mic timp, un răgaz de pauză vocală, pentru că de săptămâna cealaltă, 16, 17, 18, chiar dacă vreau să-mi dai voie să-i chem pe cei din Italia, de la Arezzo, de la Torino și Firenze, 16, 17, 18, cu Adriana Antoni, cu Ionuși Donița Dolănescu, cu Axinte, cu o gașcă tare frumoasă și de bea așteptăm. Oricum, lumea poate să afle mai multe și pe Facebook-ul tău, Giulia categoric Chelaria, pe Facebook și acelor artiști. Unde poți să te găsească acolo? Ai fost și cu mama în Grecia? Și am fost și cu mama în Grecia. Deci noi avem așa, eu cu mama mea, aveam o, să zic, ca o... Un ritual, asta era cuvântul. Un ritual. Vrem să mergem să facem 2-3 vacanțe pe an. Puțin pandemia ne-a cam oprit, dar vreau să spun că sunt cele mai tari și mai frumoase vacanțe pe care le-am avut în viața mea și am avut ceva vacanțe și turnee și așa mai departe, dar mai e ceva special. De ce? Pentru că este o tipă foarte haioasă și foarte mișto ca om. Nu este doar mama mea, e cea mai bună prietenă, râd cu ea și așa mai departe, e foarte haioasă și ce să spun, cea mai frumoasă vacanță am fost și în, la Istanbul, am mai fost unde am mai fost noi, la Praga și acum facem un Madrid în primăvară. Super, bravo, foarte frumos. Da, deci chiar frumos. Ce tare mi se pare prietenia asta între tine și mama ta, exact ce ziceai mai devreme, știi că de multe ori parcă ești, te duci mai mult în vacanțe cu prietenii, cu alți oameni aici. Da, să știi că mama și prietenii cel mai bine. Cel mai bine, deci fără să exagerez cu nimic, nu știu, parcă avem noi succesul nostru, avem o aură, toată lumea ne oprește pe stradă, nimeni nu știe că eu sunt vreo persoană publică prin România. Nimeni dar cred că avem o aură ceva, nu știu, dar și în Turcia am avut succes, în Grecia iar mai ce s-o mărit. Glumesc, dar foarte, foarte bine mă distrez cu ea și... Deci, că e prietena care poți să-i spui absolut orice? Absolut orice. Ea este și foarte corectă, deci nu o să mă perie niciodată sau să nu-mi spun un lucru corect, dar îl spune totuși într-un mod voalat, pentru că nu e așa până la urmă, dacă nu ți se cere un sfat și nu trebuie să-l spui cuiva dur. Asta e o ultimă lecție pe care am învățat-o. Dacă nu ți se cere un sfat, mai bine nu-l dai, pentru că poți răni persoana respectivă. Dar maică-mea este corectă și chiar o schimbare văd la ea de ceva ani. Maică-mea a fost învățătoare, a fost foarte dură ca învățătoare și întotdeauna, acum, în ultimul timp, chiar am lăudat-o și i-am spus, mama mea, te-ai transformat în ceva foarte frumos. Deci îmi vine să o iau la București, să o iau acasă și să mergem, cum se zice, vorba aia, îmi vine să o iau acasă. Dar e acolo la Piatra Neamț cu casa ei, cu grădina ei, cu florile ei, care are foarte multe talente acolo. Și foarte multe, pictează foarte frumos și așa mai departe. Fost și când erai, tu mai... Păi nu prea, asta îți spuneam, că n-am fost, nu neapărat n-am fost apropiate, dar era acea, noi suntem generația aia cu respectul pe care l-ai față de părinți și nu eram noi atât de, vorba aia, ne trăgeam de șireturi, nu, era respectul ăla frumos, dar... După care ea s-a transformat în ceva, s-a deschis ca om, spiritual și în toate... S-a întâmplat? Sau când s-a întâmplat? S-a întâmplat de ceva ani încoace, nici n-aș putea să spun de ce. Orice om în viață, cred că are o anumită traiectorie. Se poate schimba un om dacă are o dezvoltare personală, dezvoltare spirituală, ceva de genul ăsta. Dacă nu ai toată viața, rămâi la fel. Dar dacă undeva deschiderea asta ți-o dă bunul Dumnezeu, vezi altfel viața, vezi altfel lucrurile și e atât de frumos și minunat, încât, nu știu, parcă iubești viața de sute de ori mai mult. Iar ea s-a schimbat total și acum...
Practic, și acum, tu te simți altfel. Și eu mă simt altfel. Cu câtă energie vorbești de vacanțele voastre. Vai de mine, dar și nu pot să spun cât aștept vacanța asta la Madrid. Uite, mama mea te salută acum că știu că te uiți și te salută să și rămână. Cătălin. Ce să zic? Da, pentru că la un moment dat am și spus, măi, mă duc în orice vacanță, cu orice prietenă, dar trei vacanțe, am spus, te antamez, trei vacanțe cu mine vreau să le faci, pentru că nu se poate, e prea funny, prea frumos. Mă bucur mult de tot și, da, uite, poate foarte mulți care se uită la noi să încerce vacanțele astea și că de, da, multe ori alegi mai mulți prietenii sau alegi mai mult categorii, categorii. Plus mai e un lucru. Mulți se duc pe ideea că, ok, poți să-ți duci mama în vacanță. Eu nu merg să-mi duc mama în vacanță. Eu merg cu mama în vacanță. De ce? Pentru că se gândesc că nu sunt pe aceeași lungime de undă. Poate mama că e mai în vârstă, alte tabieturi. Nu, deci mama nu că ține pasul. E ceva și îi plac aceleași lucruri. Mulți vor să se ducă să viziteze. Eu nu sunt. Cu mama mea vreau să simt acel spirit al locului. Adică să stăm la terase, să mâncăm ceva bun. Acum în Atena, de exemplu, am făcut furori într-un club de seară. Mama îmbrăcată foarte și cum mai și slăbuță ca mine, deci zici, spunea că eu sunt mama, ea e fica. Și la un moment dat, tipul, patronul acelui local, îi făcea dulce la propriu. Zic, măi, nu mi-o fura, e mama mea, lasă-o în pace. Adică am făcut furore în sensul bun al cuvântului și s-a dansat, s-a glumit. Adică, de obicei, cu mama, spui, mă, la o nouă se culcă, știi? Un pic, da? Dar nu, deci a fost ceva de vis și e fain. Foarte frumos. Ai o piesă nouă și un videoclip. Da, am o piesă nouă, dar eu n-am mai scos ceva de mult, dar am întâlnit doi băieți simpatici pe Mark Stem. Da. Mark Stem, ai auzit de el? Mamă, talentat băiatul ăsta, talentat. Și cred că sunt... Și o atitudine, da, foarte tare. Foarte tare. Și sunt, cred că, printre puținii artiști cu care a colaborat extra, așa, adică e, să facă cuiva unui artist. Asta pentru că s-a împrietenit cu un alt băiat simpatic, Ștefan Marin, care este și orchestratorul acestei piese. Eu au pus de o colaborare și le-am propus să facem această piesă. Și uite că a ieșit piesa Inima în palmele mele. Dar vreau să spun că clipul chiar acum se pune. Chiar acum pe este canalul de YouTube? Pe canalul de YouTube, deci, al lui TC Production. Okay. TC Production, acolo o găsiți. Cei care mi-au făcut videoclipul, iarăși un videoclip, zic eu, reușit și am avut mare noroc, pentru că au fost și cu surprize. De exemplu, ce s-a filmat extra, de ce nu apare un clip, un cal, un băiat acolo, n-am știut. A fost o surpriză și când am văzut, îmi zic, wow, nu se poate. Am și un băiat simpatic în clip, e de bine. Oameni buni, ne vedem, da, la videoclipul și o căutați pe Giulia Chelaru pe YouTube. Dar o să vedem și noi imaginea acum, nu? Da, categorii, categorii, categorii. Mie îmi place că ești la fel foarte pozitivă și mereu și plină mai vreau, de viață. Și mai vreau să mai facem la sosurile picante? Treaba. Da, deci am adorat treaba aia, am adorat. Te așteptăm cu mare, da, drag, da, și o să găsim mă, niște întrebări. Mă scuzați cu răgușeala asta, nu e vocea mea, dar asta este, se mai întâmplă. Mulțumim și vă așteptăm la aici, spectacole, da? Vă așteptăm acum... Deci în Italia, în Italia, pe 17, da, 18, 19 decembrie. 16, 17, 18, da, sper, perfect, că am spus bine, da. Mulțumim mult de tot, Giulia Chelaru, oameni buni. Tu ești ca în perioada trupei, eu zi, da? Sexy, adică, nu? Și exotic, când erați atunci. Adică e de, adică, bine, ne-schimb, nu? Da, neschimbată, plină, acum tonus, cântăm. Mă duc în turneu, exact, yes, perfect, yes, yes, yes. Mulțumim așa mult este de tot, să ai baftă, Giulia. Mulțumim mult de tot. Să o ascultăm.
Mulțumim mult de tot, te mai așteptăm cu mare drag, să ai baftă și succes. Mulțumesc din suflet. Mulțumim mult de tot, Giulia. Te pupăm. Ah, sărbători fericite, dacă nu ne mai vedem. Poate ne și mai voi vedem până și atunci. Felicitări pentru spectacolul Andrei. Da. Absolut genial. Mulțumim mult de tot. Vă iubesc.